răspândirea creștinismului prin predica Sfinților Apostoli și organizarea bisericii. La pogorârea Duhului Sfânt prin predica Sfântului Apostol Petru au fost botezați 3.000 de oameni. Aceștia au plecat în locurile de unde erau, ducând cu ei cuvântul Evangheliei lui Hristos și vestindu-l și altora. Cei 3.000 de prim creștini, martori ai evenimentului din ziua pogorârii Sfântului Duh, dovedesc succesul extraordinar al predicii apostolice. Cuvântul cald și puternic al apostolilor era crezut, încât numărul credincioșilor a crescut în curând ca la 5.000 de bărbați. În Ierusalim, numărul celor ce credeau în Hristos era tot mai mare. La un moment dat, apostolii au hirotonit 7 deaconi ca ajutători. Sfințirea lor ca deaconi a fost făcută prin punerea mâinilor apostolilor peste capetele lor și prin rugăciune. Mai mari evreilor și cei necredincioși au început deja să-i prigonească, Sfântul Ștefan fiind chiar ucis cu pietre pentru credința lui. Sfântul Ștefan este primul martir al bisericii creștine. Apostolul Iacob cel Mic, fratele Domnului rămas în Ierusalim, a predicat cuvântul Domnului până ce prin anul 61 a fost arestat de conducătorul oștilor romane de atunci și, nedorind să se lepede de credința sa, a fost aruncat de pe aripa templului și ucis cu pietre. Sfântul Apostol Ioan, care a primit-o în grijă pe Maica Domnului, a rămas și el în Ierusalim până la moartea ei. În anul 50 a luat parte la Sinodul Apostolic din Ierusalim, unde s-au adoptat unele hotărâri importante pentru cei din tâi creștini. Apoi a predicat cuvântul Domnului prin Asia, întemeind în mai multe orașe de acolo biserici importante precum cea din Efes. A murit pe timpul împăratului Traian, anii 98-117, de moarte naturală. Despre activitatea celorlalți apostoli aflând din tradiția bisericească. Pe unde a mers, fiecare a predicat Evanghelia lui Hristos, iar mulți dintre oamenii din acele locuri se încreștinau, primindu-l ca părinte duhovnicesc pe apostolul care l-a arătat lor pe Hristos. Astfel, apostolii au întemeiat multe biserici creștine locale, cu care rămâneau în legătură de multe ori prin intermediul scrisorilor. Saul, marele prigonitor al creștinilor, a fost convertit în chip minunat de către Domnul Iisus Hristos. Astfel, pe când mergea la cetatea Damasc, unde urma să fie conducător al celor ce-i chinuiau pe creștini, i s-a arătat în nor de lumină însuși Hristos, mostrându-l blând pentru prigoana la care îl supune. Din acel moment, Saul s-a încreștinat, devenind Pavel și a pornit a învăța pe oameni cuvântul Evangheliei. El a fost unul dintre cei mai mari apostoli creștini, călătorind prin foarte multe țări și întemeind foarte multe biserici creștine. În anul 67 a murit la Roma prin moarte martirică. Ca să poată avea o bună orânduire, biserica creștină trebuia să se organizeze. Trebuie să amintim aici că ea s-a numit de la început biserică, având înțelesul de frăție, de comunitate creștină. La Ierusalim, comunitatea era grupată în jurul apostolilor și trăia în învățătura lor în comuniune frățească, în frângerea pâinii și în rugăciune. Celelalte comunități creștine erau organizate în mod asemănător și erau conduse de apostolii fondatori, care le vizitau sau le supravegheau prin unii bărbați cu viața aleasă, care erau hirotoniți episcopi, preoți și diaconi. Vedem deci că ierarhia bisericească există de la apostoli, iar cei care făceau parte din ea erau hirotoniți prin punerea mâinilor de către apostoli în timp ce se rosteau anumite rugăciuni. Viața primilor creștini era plină de iubire, de rugăciune și de credință, unii chiar murind pentru Hristos. Cuvânt din Sfânta Scriptură. Drept aceea, mergând, învățați toate neamurile, botezându-le în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Evanghelia după Matei 28, versetul
19. Lectură. Creștinii adevărați sunt prieteni ai lui Dumnezeu și dușmani ai lumii. Hristos și Sfinții sunt lumina lumii, însă lumea a iubit întunericul și a urât lumina. De aceea i-a urât pe Sfinți. Sfinții, ca și Hristos, descoperă lucrările diavolești și strigă celorlalți: atenție! Aici este o nelegiuire și o minciună! Luați aminte! Aici este câmpul minat al diavolului! Iată de ce diavolul și oamenii răi îi urăsc și îi prigonesc pe Sfinți cu toate mijloacele, până chiar și cu moartea, ca și pe Hristos. Sfinții au spus nu lumii și da lui Dumnezeu. Ei fug de lume și merg către Dumnezeu. Fug de discoteci și merg în mănăstiri. Fug de parfumuri și folosesc tămâie. Refuză plăcerea trupească și desfătarea murdară și imorală a simțurilor și preferă fecioria și înfrânarea. Desconsideră moda, machiajul, limitându-se la frumusețea firească și la simplitate. Desconsideră petrecerile și distracțiile lumești și preferă casa lor și viața de familie. Sfidează vrăjitoriile, descântecele, blestemele și merg la biserică. Arhimandritul Spiridonos Logothetis.